Tramobile World Congress 2014 în Barcelona, stând la standul celor de la Alcatel. Prezentăm un smartphone interesant, este vorba despre Idol 2. Este un telefon ce vine cu un display de 5 inch, IPS LCD touchscreen, vine cu un procesor quad-core, o cameră pe partea din spate de 1 megapixel, care ne permite să registrăm Full HD. Bineînțeles că observăm și un blitz în vecinătatea acestei camere. Telefonul vine și cu suport NFC, Near Field Communication. Nu este unul 4G, însă este unul 3G. Alte specificații ce trebuie să aduce în discuție: grosime este doar 7,3 mm, are o greutate de doar 128 grame, arată foarte bine din punctul meu de vedere și știm că în general telefoanele Alcatel, echivalente ca specificații cu alte telefoane mai cunoscute, cel puțin în Europa, mă refer aici la Samsung sau LG, acelea specificații, dacă le-am găsit pe un telefon Alcatel, ar fi și la un preț mai bun, real mai ieftin decât concurența sa. Trebuie să vă spun că display-ul telefonului este foarte luminat. Nu știu exact cum se numește tehnologia implementată de ei. Știm că toți producătorii au un nume aparte, un brand care al tehnologiei care îmbunătățește calitatea display-ului. Suntem obișnuiți să găsim telefoane cu Android, acesta nu face excepție. Este un telefon cu Android, însă versiune cea mai veche, nu este chiar ultima versiune 4.4 KitKat, este o versiune mai veche. Vorbim aici despre Ice Cream Sandwich. Suntem obișnuiți cu astfel de aplicații și de customizări. Putem oricând să implementăm pe oricare din ferestre live wallpaper-ul, putem să creăm galerii de imagini, avem posibilitatea de a crea și shortcut-uri. Dacă dorim să facem acest lucru, putem să observăm că sunt o grămadă de aplicații deja expuse pe mai multe ferestre. Partea de sus găsim notificări și alte informații de uz general și de interes mare. În acest sens, observăm rețeaua wireless, putem să creăm un hotspot și ring conexiunea de internet. Avem posibilitatea de a umbla la rotația ecranului, luminositate, Bluetooth. Putem să facem și screen share, să ne folosim de mirroring, de a expune informațiile pe telefon către alt device. Trebuie să mai spun că partea din față are o cameră secundară, este de 2 megapixeli. Am adus și noi în discuție rapid acest telefon de la Alcatel, este vorba despre Idol 2. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru, telefonultău.eu.